Salutare, sunt Zen și azi o să vă prezint un nou ritual, un ritual pentru echinocțiul de toamnă. Acesta celebrează, într-un fel, recunoștința dumneavoastră față de abundența și prosperitatea care o primiți din univers. În primul rând, trebuie să înțelegeți că aveți nevoie de câteva ingrediente foarte simple: un măr roșu și câteva condimente, mai exact cuișoare. Ce veți face este foarte ușor. În primul rând, veți lua mărul. Vă veți gândi la toată abundența și prosperitatea care ați dobândit-o pe acest an și pe care o doriți în continuare și pur și simplu veți insera sau veți înțepa cuișoare acest măr și spuneți dorințele dumneavoastră să se îndeplinească, precum energia acestui măr se declanșează. Există acest plăcut miros condimentat al cuișoarelui și al mărului. Aduceți-vă aminte de strămoșii noștri care făceau plăcinte cu mere. Ei onorau pur și simplu această conectare cu energia Universului prin care își aduceau recunoștința. Există într-adevăr și acel spirit al casei, spiritele bune care sunt onorate prin prezența acestui miros specific, plăcintă cu brânză, plăcintă de mere sau plăcintă cu nuci, sunt diferite. Toate sunt pentru sporul casei și abundența. Apoi, după ce ați inserat cuișoarele în măr, veți lua o monedă aurie și o veți insera și pe aceasta. Cu putere veți insera moneda și vă veți dori abundență și prosperitate. Precum am creat acest ritual și magia sa să se îndeplinească. Apoi veți pune mărul într-un loc unde nu îl atinge nimeni și după 30 de zile sau când mărul acolo căuta să căpăta o culoare diferită, dumneavoastră îți veți îndepărta, îl veți arunca sau într-o curte sau într-un loc unde este pământ. Veți lua moneda și o veți păstra cu dumneavoastră ca un simbol al norocului. Nu uitați, acesta este foarte ușor de făcut, acest ritual, și puteți să-l faceți până în 20, până la sfârșitul lunii septembrie. Echinocțiul de toamnă, încă o dată, începe pe 23 septembrie, ora 4:50 dimineața. Vă mulțumesc, eu sunt Zen și vă aștept și pe comunitate.